Vă salut, dragilor! Și am zis că hai să și povestim un pic, așa scurt, la o cafea în pădure. O ieșire scurtă, nu m-am făcut așa de un... exact un foc micuț și o cafea în mijlocul naturii. Pentru că deocamdată nu-i timp de mai mult. Deși visez, planuri fac. Visez mai încolo un pic, poate știți, poate nu, poate v-am mai spus. Anotimpul meu preferat e toamna târzie, atunci când frunzele deja sunt galbene, când frunzele zboară. Chiar m-am gândit acum la cât bate vântul, dacă erau frunzele mai galbene, era un spectacol în pădure. Sper să reușesc, eu știu, pe luna octombrie, pe sfârșit, poate așa o plimbare de vreo 2-3 zile, călătorie prin pădure. Mie îmi place cel mai mult să călătoresc în pădure, chiar dacă e mai obositor. Nu numai așa să stau într-un loc și să odihnesc. Nu, ori călătoresc, ori fac căsuțe. Nu știu încă pe unde, dar vreau să fac o călătorie de vreo 2-3 zile, când e pădurea ruginită bine și când zboară frunzele. Am mai făcut planul și la unii v-am mai spus în comentarii, nu-i ceva sigur. Da, dacă aș reuși anul ăsta să fac și un prim traseu de pe Via Transilvanica, chiar îmi doresc mult. Am vorbit și cu Francis, el e abonat la mine, eu sunt abonat la el, diverse cu Francis, Daniel, așa se numește. Bun, el e de aproape, el e aproape de Putna. Au făcut un prim traseu cu bicicleta, a fost frumos, m-a făcut mai mare poftă de Via Transilvanica. Da, aia nu-i ceva sigur. Depinde de mulți factori. Sunt multe chestii de care depinde și Via Transilvanica. Vreau să încep de acolo, de la Putna. Gândiți-vă că eu trebuie să mă duc de aici, din Săvârșin, 600 de kilometri cu trenul, după aia să o iau pe jos. Măcar vreo 150-200 de kilometri. Da? Astea-s planuri. Rămâne de văzut, cu ajutorul Domnului, câte să împlinesc și câte nu. Dorul de pădure m-a scos un pic, i-a ieșit un pic, chiar frumos, sau dacă aș avea timp și acum m-aș duce. Vreo 2-3 zile, așa cort în spate, adică rucsacul în spate și prelata și m-aș duce, da. Deocamdată e așa cum îi. Vă doresc zile bune, zile frumoase, care puteți, vă permiteți să vă duceți, duceți-vă, fiecare la vremea lui și la timpul lui. Încă o dată vă spun toate cele bune, zile frumoase, călătorii frumoase care faceți, care nu, uitați-vă la aia care fac. Vă salut, dragilor!